Dacă te joci Fortnite, trebuie măcar o dată să fi zis lucrul acesta. Mamă, dar tu ai 0 pin și 0 delay, n-am ce să-ți fac, efectiv. Ei bine, dacă și tu consideri că ai problema aceasta, videoclipul ăsta o să te ajute foarte mult și pentru ping și pentru input delay. Poți să vezi ce ping am înainte de toate aceste optimizări pe care o să vi le arăt și ce ping am după. Și băi, să fiu sincer, chiar se simte diferența. Și pentru că garantez că mulți dintre voi care vă uitați acum nu sunteți abonați, v-aș ruga din tot sufletul să o faceți, îmi doresc să fac până la finalul 35.000 de abonați. Dar neapărat să dați și un like ca acest videoclip să ajungă la cât mai multă lume. Opțional să înscrieți dacă vreți să fac un videoclip despre scrimori, ce sunt scrimurile, cum puteți să vă jucați la ele și cu ce vă ajută, dar și vlog de la Bucharest Gaming Week, unde o să fiu și eu la standul celor de la George pe tot parcursul evenimentului. Avem și un giveaway despre care o să vorbim puțin mai încolo în videoclip. În caz că ce o să vă arăt acest videoclip nu considerați că merită și că vă ajută, puteți să vă dați restore și practic să scăpați de tot ce ați făcut în acest videoclip, foarte simplu. Bun, și intrați frumos la Windows, scrieți Store Point, dați click pe primul lucru și acum apăsați pe Create. Iar aici vă numiți Restore Point-ul, eu o să numesc înainte de optimizări, dăm create și acum puteți să vedeți că s-a creat cu succes. Iar după ce vă faceți, v-am mai dat un videoclip, dacă nu vă plac, apăsați aici pe System Restore, choose a different restore point, next și puteți să dați pe acesta înainte de optimizări. Și un mic disclaimer, dacă faceți ceva arată în videoclip, nu o să aveți același ping pe care l-am eu. Pingul contează foarte mult de rețeaua la care sunteți voi, dacă aveți cablu de internet, ce fel de cablu de internet aveți, ce fel de router aveți, input delay-ul despre tastatură, despre calculator, despre RAM. Astea sunt niște lucruri generale care o să vă ajute, dar având aceste setări și internet bun și periferice bune, automat o să vă fie mult mai ok. Și hai să trecem la ce puteți să faceți să vă reduceți ping-ul pe Fortnite. Primul lucru pe care îl faceți, intrați frumos la Windows, scrieți Device Manager, intrați pe el, apăsați aici pe Network Adapters, mai precis pe primul, dați mai jos frumos la Properties, apăsați pe Power Management și neapărat să aveți debifat tot ce este aici. Ulterior apăsați pe Advanced, la Energy Efficient Internet să aveți Disable, Green Internet-ul să-l dați pe Disable, Flow Control la fel să-l aveți pe Disable dacă nu-l aveți deja, Power Saving modul la fel să-l aveți pe Disable, la Maximum Number of RSS Queues să puneți pe 2, iar la Speed and Duplex să o puneți pe cea mai mare, dar să fie Full Duplex, cum este la mine 2.5 giga. Iar ultimele 4, adică Wake on Magic, Wake Magic ăsta și Wake on Pattern Match să fie pe Disable, iar la ultima să aveți Not Speed Down. După ce faceți toate aceste lucruri, apăsați frumos pe OK, s-a dat save și haideți să trecem la următoarea chestie. Mai apoi tot pe butonul de Windows Registry Editor, ai sus, ștergeți totul și puneți prima comandă pe care aveți în descriere, apăsați Enter, iar acum apare Network Throttling și System Response. Uitați la System Responsiveness. Iar aici Value Data să-l puneți pe 0. Acum dacă aveți versiunea de Windows 10 Pro, intrați mă și scrieți GP și o să vă apară Edit Group Policy, intrați pe el, apoi intrați pe Administrative Templates, intrați pe Network, iar după aceea dați pe QOS Packet Schedule. Apoi apăsați pe Limit Reservable Bandwidth și Bandwidth Limitul să fie pe 0, cum vedeți și pe ecran în acest moment. După aceea dați frumos pe Apply. Acum intrăm iar la Windows și scriem Startup Apps și alegeți voi ce aplicații lăsați să se pornească o dată cu Windows-ul și ce aplicații nu. Și tot legat de aplicații, intrați la Background Apps și dezactivați-le pentru că acestea rulează în background, după cum le și zice, și vă mai consumă și vă mai adaugă delay la joc. Acum intrăm iar la Settings frumos, Ease of Access și acum debifăm Show Animation și Show Transparency. Bun, lucrul acesta vi l-am tot arătat, dar este foarte important să vă închideți toate aplicațiile care rulează aici în background. Pentru că având cât mai puține aplicații, automat o să vă consume cât mai puțin din procesor și vă reduce și delay-ul de pe joc. Ulterior uităm iar în Registry Editor și sus aici punem următoarea comandă și apăsăm Enter. Intrați la Windows 32 Priority System, iar la Value Data puneți 1A și apăsați pe OK. După intrăm în Device Manager, intrați pe System Devices, iar la High Precision Event Timer dați Disable Device. Intrăm iar în Windows Settings, apăsați pe System, dați scroll până jos, Graphic Settings și Hardware Acceleration GPU Scheduling să fie pe off. Tot în setările de la Windows intră frumos la Gaming, Gamebar-ul să-l aveți neapărat pe off, iar dacă sunteți pe Windows 10 dați la Game Mode pe off, dar dacă sunteți pe Windows 11 să lăsați pe on. Am mai rămas un lucru pe care puteți să-l faceți ca să vă reduceți ping-ul, dar o să vorbim despre la final și până atunci haideți să vă arăt ce puteți să faceți să vă reduceți input delay-ul de pe Fortnite. Scrieți frumos Windows Power Shell și dați Run as Administrator. Introduceți comanda pe care o găsiți la mine pe Discord și vi se deschide acest meniu. Apăsați frumos pe Twix, apăsați pe Standard și Run Twix. Acum o să dureze puțin până se facă aceste tweak-uri, dar o să vă ajute. Apoi pe Google scrieți frumos NVIDIA Profile Inspector, intrați pe primul link de pe GitHub, apăsați pe cel zip, vezi că s-a instalat aici frumos și îl deschidem, dublu click pe el, yes. Fișierul luați frumos de pe camera PIN și direct de la mine de pe Discord, unde găsiți și alte comenzi. Apăsați frumos aici pe import, import files, la download o să aveți fișierul meu, apăsați pe el și profilul a fost importat. Acum dacă vă întrebați cu ce vă ajută acest NVIDIA Inspector, practic sunt niște setări ascunse pe care nu puteți să le faceți din NVIDIA Control Panel și care vă ajută pe partea de delay. După apăsați pe Apply Changes, stă vreo 450.000 de ori. Bun, următorul lucru scrieți frumos tot la Windows Adjust. Să vă apare aici Adjust the Appearance and Performance of the Windows. După aceea pe acest tab selectați Adjust for Best Performance și bifați acest lucru Smooth Edges of Screen Fonts. Dacă aveți NVIDIA, dați click dreapta pe desktop NVIDIA Control Panel, la 3D Settings apăsați pe Use My Preference și dați Performance pe Performance, dați Apply. Și în rest, pentru că ați folosit NVIDIA Inspector tool-ul acela, aveți toate setările făcute la Manage 3D Settings, deci nu mai trebuie să faceți absolut nimic. Bun, și după ce faceți toate aceste lucruri, mai rămâne de făcut să vă dați un install la calculator. Și după ce ați făcut toate lucrurile pe care vi le-am arătat, o să scoateți un 20-30 ping, adică vă mai reduceți puțin ping-ul, dar hai să vă arăt o metodă când să vă faceți ping-ul din câte l-am eu acum. Și nu mai trebuie să zic că vedeți că am efectiv 11 ping, 12 ping, adică am un ping foarte mic, mult mai mic decât l-aș avea normal și 9 ping, după cum puteți să vedeți. Și secretul la ping-ul ăsta mic este ExitLag-ul. ExitLag care practic vă reduce ping-ul, input delay-ul, prin simplu fapt că vă conectează la cel mai apropiat server de voi. Pe lângă delay-ul pe care vi le reduce drastic, adică ok, ce v-am arătat în videoclip merge, dar chestia asta e gen, nu știu, se simte mult mai diferit. ExitLag-ul ajută, nu este banabil, singurul lui minus este că costă bani. Link de la ExitLag găsiți la mine în descriere și să știți că sunt afiliat cu ei, adică practic dacă voi cumpărați ExitLag cu linkul meu o să primești eu un procent din ce cumpărați voi și practic mă ajutați și pe mine. Dacă dați aici pe subscribe now o să vedeți și prețurile, practic pe lună e $7,50. Anual $4,48 pe lună. Puteți să vă luați la duo, squad și ieșiți mult mai fin dacă vă luați 5 jucători. Dar aici vine și partea interesantă, pentru că eu fiind afiliat cu ei pot să vă dau lunar câte 3 cheițe de ExitLag complet gratuit prin giveaway-ul pe canalul meu. Giveaway cum o să fac și în acest videoclip. O cheiță am dat-o deja unui prieten, dar asta înseamnă că mai avem încă 2. Deci ca să vă înscrieți în giveaway-ul acesta, tot ce trebuie să faceți este să lăsați un comentariu, absolut orice comentariu vreți voi, să fiți abonați, să lăsați un like la acest videoclip. Opțional, dacă vreți să mă susțineți, puteți să folosiți și vechi până 2 pe shop, dar totuși haideți să vă arăt și setările pe care trebuie să le faceți la ExitLag, asta bineînțeles dacă îl aveți sau dacă o să-l cumpărați, pentru a avea cea mai bună performanță pe Fortnite. În primul și în primul rând, intrăm frumos la FPS Boost și puneți-vă setările exact cum le-am eu, Disable Energy-ul să-l aveți bifat, Core Parking-ul bifat, NTFS bifat, Disable bifat, bifat, iar după aia dați puțin la General Settings și la fel să le aveți fix cum le-am și eu. Adică se deschide ExitLag odată cu calculatorul, hotkeys-ul care este un fel de filter keys, root settings, accuracy-ul să-l aveți pe high și protocolul să fie pe UDP, real-time optimization, smart optimization, IPv6 when available, enable high priority QOS, astea două să le aveți debifate și cam astea sunt setările pe care trebuie să le aveți la ExitLag. Băi, și cam asta a fost videoclipul, cum să aveți mai puțin input delay și ping. Nu uitați să scrieți în comentarii dacă vreți să fac unul și despre cum să vă jucați scrimurile, ce sunt scrimurile și la ce vă ajută ele, dar și bineînțeles despre vlogul de la Bucharest Gaming pe care cred că îl filmez fix când voi vedeți acest videoclip, pentru că e 11 octombrie și practic de dimineață de la ora 8 o să plec către București. Sper că ați ajuns până aici, nu uitați 7-8 vechi până de pe shop, videoclipul ăsta nu este foarte editat, dat faptul fiindcă trebuie să mă culc cât mai devreme posibil. Vă pup și cel mai probabil o să ne auzim cu videoclipul despre scrimuri și cu vlogul de la Bucharest Gaming Week.